O nouă serie de bilete de tratament au fost puse în vânzare la Casa de Pensii din Iași. Peste 300 de bilete de tratament balnear s-au alocat pentru luna noiembrie. Tichetele sunt asigurate prin unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice București. Astfel, beneficiarii din județul Iași pot alege una dintre stațiunile Nicolina, 1 mai, Olănești sau Covasna. Data de intrare în stațiuni este 13 noiembrie. Atribuirea biletelor de tratament balnear, cum și cota de contribuție, s-au făcut prin alocare automată în sistem informatic în funcție de punctajul calculat pentru fiecare solicitant, perioada solicitată, numărul de locuri alocate pe fiecare stațiune și în funcție de numărul de solicitanți pentru acele locuri. Lista cu persoanele care au primit repartiție pentru bilete de tratament este afișată la sediul și pe site-ul instituției.